Amnesty International Moldova este îngrijorată că după două luni, adică după evenimentele din 7 aprilie, investigarea cazurilor de maltratare și a torturii aplicate de polițiști se desfășoară nevoios. Evgeni Golus Ceapov, directorul acestei instituții, este de părerea că în societate s-a instaurat frica și nu exclude faptul că un nou val de încălcări ale drepturilor omului se va repeta după alegerile anticipate din 29 iulie. В этом смысле мы не можем говорить о том, что действительно будут или не будут эти какие-либо нарушения прав человека. Но исходя из того, что сейчас случилось, я думаю, что люди должны как минимум готовиться к возможным действиям со стороны власти, репрессивным, если они будут выходить на какие-то протесты. То есть это произошло в июле, мы не можем полностью исключать, что такого не произойдет и в дальнейшем. La fel, Amnesty International rămâne îngrijorată că Natalia Morare și Ghenadie Brega au fost acuzați de organizarea dezordinelor în masă, precum și de faptul că Dorin Chirtoacă a fost acuzat de comiterea infracțiunilor penale, pe când aceștia doar și-au exercitat dreptul la libertate de exprimare. Ghenadie Brega, membru Hyde Park, a relatat despre percheziția la domiciliu și sechestrarea actelor personale, care nici până la momentul de față nu i-au fost înapoiate. Noi facem demers și le spunem că ați luat lucrurile ilegal, ați descins la sediul organizației, ați făcut percheziția ilegală, deci toate acțiunile poliției au fost mai puțin acoperite de lege, procuratura nu dă niciun răspuns, i-ar fi penalizat. Deja organizația a înregistrat la CEDO acum două săptămâni o cerere prin care ne-am plâns pe percheziție ilegală, pe sechestrare de bunuri, pe violarea domiciliului și a corespondenței cu CEDO. Dar n-a avansat cu nimic, pentru că până acum, deja aproape 3 luni au trecut, mie nu mi s-a prezentat nicio probă. Există bănuiala că aș fi comis infracțiune, sunt învinuit că am fi organizat dezordine în masă. Sună foarte ciudat, dar uite, codul penal prevede și aspectul ăsta. Starea de sănătate a victimelor torturii după 7 aprilie, reabilitați la Centrul Memoria, este deplorabilă. Despre aceasta a comunicat Ludmila Popovici, directorul instituției, condamnând în cele din urmă relele tratamente din partea polițiștilor. 35 de persoane care sunt victime de gradul 1 și mai sunt în jur de 10 persoane victime de gradul 2. Mame, soții, chiar și doi tați avem, care au suferit enorm. 50% suferă de comoții, adică consecințe ale traumei craniocerebrale. Avem două cazuri de fracturare a oaselor nazale și două cazuri de coaste rupte. 9 cazuri de surditate post-traumatică după tortura telefon, adică timpanul rupt, afectat sau posibil și oasele. 85%, practic 89% sunt persoane cu sindromul de stres post-traumatic. Aici include anxietatea, frica puternică, neliniștea, insomnia, stări de coșmaruri, conflicte în propria familie, că nu sunt înțeleși de părinți, că nu sunt înțeleși de frați și de surori,